Doamnă și domnule, poate și nu-ți vine să crezi. Bună seara! De frică să n-ajungă procuror șef european, tovarășii de la PSD care angajează deja justiția, angajează tot felul de, de, de cum să le zic eu, blitzkrieguri de-astea, de instituții făcute peste noapte, spun știrile așa, mă uit în două surse, și pe Hodnius, și pe For Media, Căveșii a fost plasată sub control judiciar. Zice, doamna Căveșii, am interdicție de a vorbi cu presa despre dosar, dar este o măsură de a-mi închide gura. Pur și simplu, băieții penali din PSD nu mai știu ce să facă acum ca să o îndepărteze de postul de procuror șef european. Știrea vine de la Antena 3, arată și, și grup for media. Da? Totul se joacă în contextul în care, în coștire, e ca la Revoluție. Tudorel Toader ar urma să fie demis dacă nu semnează ordonanța de urgență pentru modificarea codurilor penale să ne așteptăm la lucruri mult prea interesante pentru cât putem suporta. Eu asta zic. Pentru că gașca penală din PSD știe că nu mai are nimic de pierdut, nu o să intereseze în ce direcție merge în România, pur și simplu nu mai vin cu argumente sau contraargumente, mă uit pe hot news, știi că senatorul Câțu de la PNL a vorbit despre privilegiile pe care domnul Orlando Teodorovici, marele român, care nu are studii financiare, nu și-a nici doctorat, a lucrat toată viața la stat, el a devenit guvernator al băncii din Moscova. Da? Răspunsul tovarășului Orlando, și acum putem să-i spunem tovarăș că e întovărășit cu Moscova, este următorul. Uite aici. Uite. Imbecil, probleme mentale, n-are ce să caute pe lumea asta. Băieți, asta s-a votat în decembrie 2016. Ne place, nu ne place. Cei care au stat acasă sunt la fel de responsabili ca și ăia care au votat PSD. Și ăia care au votat PSD măcar au scuza că au fost mințiți. Mulți dintre cei care au votat PSD astăzi n-ar mai pune ștampila pe ea Cei care au stat însă acasă, mulți dintre ei, cel puțin din cât cunosc eu, nu vreau să generalizez. Domnule, n-am cu cine vota. Toți sunt hoți, toți sunt la fel. Ba, nu e așa. Asta este capcana pe care noi înșine nouă ne-am întins-o, să spui că toată lumea e la fel, că toți politicienii fură, că toate partidele îți vai de capul lor, că față și așa mai departe, este cel mai confortabil pătuț în care poate dormi un partid ca PSD-ul. Pur și simplu ai netezit calea spre dictatură PSD-ului în momentul în care ai spus, tăți-ți la fel, n-am cu cine vota. Ba da, ai cu cine vota. Votează cu indiferent cine. Dar nu cu PSD. De ce nu cu PSD? Și aici nu mă interesează că e de stânga sau de dreapta un partid. Pe mine mă interesează că PSD în acești 30 de ani a dovedit un lucru care ar trebui să-l coste pur și simplu existența în registrul partidelor politice. PSD nu poate împărți puterea publicului. Nu. PSD a mers întotdeauna către puterea totală. Altceva nu și-a dorit. În momentul în care au ajuns la guvernare, ăștia au ras toți, tot. Că fost iliescu în 90, că fost iliescu în 92, că mai venit năstase la guvernare în 2000, că au mai făcut o mai făcut-o. Ei întotdeauna au ras tot pentru că, neavând competențe, nepricepându-se la nimic. Ce au făcut? Au luat pur și simplu instituțiile statului și le-au umplut de oamenilor. Oamenilor și aia, ca și ei, la ce să se priceapă? Și atunci, pur și simplu, au colmatat instituțiile ca să ce? Ca să ca acele instituții și companii de stat să fie sponsori ai puterii personale și de grup din PSD. Asta s-a întâmplat atât. În momentul în care tu vii și faci din România o asemenea insulă de instabilitate, ai o problemă fundamentală. Ai o problemă fundamentală și groaza mea e că nicio instituție a statului nu se sesizează. Pur și simplu, partidul ăsta ar trebui scos în afara legii. Pur și simplu. Uite, îi răscoală pe la guvern. Îți dai seama că azi a fost uh, ambasadoarea Olandei la Tudorel Toader. O sunat și Timmermans la Dăncilă. Dăncilă i-ar fi promis astăzi lui Timmermans că nu va da mâine ordonanța pe codurile penale. Sunt foarte curios dacă își va ține cuvântul ăsta. Oricum dacă și-l ține, și-l ține de frică. Acum văd știrea lui Dragnea, cu Dragnea. Nu cred că ordonanța va fi adoptată vineri. Oamenii ăștia trebuie speriați. La cum dă Dragnea înapoi. Sper să fi fost speriat în așa măsură încât să nu-i mai trebuiască cel puțin o perioadă, că toată viața nu are cum să-i trebuiască la asta. Așa? Să mai vorbească despre justiție. Pur și simplu ce se întâmplă astăzi în România este o ieșire de facto, încă nu și de iure, din Uniunea Europeană. Eu am întârziat și de am caut acum uh, uh, link linkuri peste linkuri. Am întârziat la. Am fost la o conferință. O conferință la care au fost și români, au fost și maghiari, ținută la Cluj. În jur de 200 și ceva de persoane. Lumea era speriată, tată. S-a vorbit despre Transilvania, despre diversitate, despre Moldova. Am vorbit cu un istoric moldovean super fain, Moldova de aici, de la noi. Toată lumea era speriată. Și mă uitam la un moment dat, stăteam acolo la o... Era să zic țigară, dar n-am voie să zic lumea este preocupată și sentimentul meu era că parcă ne aflam sub ocupație. Din toate cărțile pe care le-am citit despre război, în orașe nu prea s-a văzut război. S-a în Germania, să a văzut în Rusia, dar erau orașe în Europa în care războiul nu se simțea. Bine, s-au făcut și șmecherii. Este un oraș chiar aproape de Constanț, din Elveția, orașul ăla îi nemțesc și eu zis, știți, noi aparținem de Elveția. Și nimeni nu e o mai bombardat, că o că, mai Elveția e neutră. Dar în principiu, în orășelele mici, astea, războiul e mai mult așa un, o sumă a știrilor care vin de pe front. În toate cărțile pe care le-am citit despre, despre fazele astea de război, este un numitor comun. Apăsarea. Lumea e preocupată, vorbește, când râde, râde la o glumă, dar nu mai mult de câteva secunde și pică iarăși în griul ăla extraordinar că știe că ceva se poate întâmpla rău oricând. E bine, România în momentul de față este acolo, în faza în care oamenii, cei care înțeleg ce înseamnă, ce ar trebui să însemne un pic de viitor, oamenii sunt îngrijorați sunt gri pur și simplu. Eu sunt foarte curios în ce măsură vom rezista asaltului. Pentru că va urma un asalt din partea găștii din PSD. Marea majoritatea psd vor îmbrăca haina neutralității. O să vedeți că în momentul în care se dau, dacă se vor da, Doamne ferește, bat în lemn, ordonanțele astea, sau vor face iarăși mici mecherii, mari mecherii prin justiție, pe sediștii din teritoriu, vorbim de senatori și deputați, bă, nu se mai găsește. Se bagă capul în cutie. Stau acolo, uh, Domnule, nu putem vorbi acum, nu putem face acum, nu mai facem conferință de presă. Încet, încet, băieții pun mâna pe țară și degeaba vine acum Iohannis, el anunță în sfârșit că vom avea referendum și spune o frază pe care trebuia să o spui Iohannis de un an și jumătate cel puțin. Golănea la PSD a depășit orice limită. Dar și tăcerea ta este dezamăgitoare, tată. Pentru că eu atunci când am votat cu Iohannis, domnul Iohannis, eu am votat de spaima de a fi ponta președinte. De-aia am votat. În turul 1 eu am votat cu Monica Bacovei în turul 2, când l-am văzut pe Ponta cu câtă, cu câtă făloșenie zburdă și face și drege și cu câtă aroganță, pur și simplu m-am speriat de prea multă putere care îi se dă. Unui tip care nu știe să gestioneze puterea. Problema fundamentală în țara asta e că nu există un management al puterii. Toată lumea are impresia că puterea pe care ți-o dă electoratul este o putere personală. Vreau să-l pun pe la șef la compania cu tare. Da, pune-l mă! Piatule, din potrivă, compania cu tare trebuie să intre pe profit. S-ar putea să-l trebuia, să trebuiască să-l pui șef exact pe ăla pe care l-ai urât de moarte, dar este un tip super, super, super competent. Mă uit. Dragnea. E bestială asta. O susținut o conferință de presă și a semnat un protocol de colaborare cu PNC, și cu ecologiștii români. PNC-ul, făcut de Iuliu Maniu, și-a ajuns pe mâna unui prolegionar din Vâlcea, vorbim despre tovarășul Pavenescu, semnează cu PSD-ul, tată. Bă, ce o zice Coposul? Ce o zice Rațiu? Și Dragnea vine și amenință iar cu plângerea pentru înaltă altă trădare. Băi, eu știu că în codul penal există o parte specială. Partea specială aia se ocupă de uh, înaltă trădare, spionaj, răsunarea ordinii constituționale. Bă, tata, sunt acolo ani de pușcărie de la 10-15 în sus. Eu nu înțeleg cum un procuror nu se autosesizează și îl cheamă pe băiatul ăsta la întrebări. Domnul Dragnea, având în vedere toate faptele, toate acțiunile pe care dumneata și cu membrii cexului, pexului, pixului, fixului, le faci, suntem de îndreptățiți să avem suspiciuni vis-a-vis -vis de pro-europenitatea înscrisă în Constituție și pe care PSD-ul și-a înscris-o acolo la programul partidelor politice, în registrul partidelor politice. Și pur și simplu îl chem și întreb. Domnule, zimi de ce? Intră tovarășul Orlando în Cuba Via Moscova, intră în guvernoratul băncii de la Moscova, banca de la Moscova nu plătește nicio taxă în România, atenție, nicio taxă, în timp ce toate celelalte bănci sunt cocoșate. Explicăm cei cu atacurile astea la adresa companiilor care vin din Occident, în paralel cu aplauzele extraordinare și chemările de sirenă, cântecele de sirenă aruncate către Orient. Spunem de unde până unde tovarăș Dăncilă vine și spune a fost o opinie personală la o întrunire oficială din Statele Unite cum că ar muta capitala la Ierusalim și după a vine și spune nu a fost... Păi să vedeți, deși acolo zis, eu și guvernul meu vom muta capitala și de se meargă. Da? Și vine și după aceea a fost o opinie personală. Iohannis îi devine. Să o rezolve. Adică, bă, și prostia totuși trebuie amendată, că până la urmă prostia unui astfel de om, că-i dăncilă, că-i uh, dragnea, bă, dată, până la urmă îmi face mie praf viața. De ce trebuie să accept eu să-mi facă niște proști praf viața? Există două, două soluții. Ori prin revoluție violentă, așa cum a fost la Ceaușescu, și care nu este de dorit și pun accentul pe nu, când e vorba de violență, ori pur și simplu prin acțiunea instituțiilor statului. Sunt servicii secrete. Domnul Herbig, eu știu că ți-o tăiat ăștia bugetul, dar eu nu cred că nu mai sunt acolo 5-6 oameni, 5-6 departamente, care să zică, domnule, noi vrem totuși în Uniunea Europeană. Da? Uite, breaking news, altul. Ia uite aici. Lovitură de teatru. Lui și îi inte se interzice să plece din țară, tată. Asta o iau de pe știri pe surse. Incredibil, Este incredibil ce se întâmplă. Mâine, cred că ar trebui... Eu, mâine o să transmit din din stradă. Eu vreau să mă duc în stradă, poate voi fi singur, poate nu trece nimeni pe lângă mine, poate că aude vreun jandar ce zice bă, mereți acolo cinci, o cinci să nu cumva să vorbească Germa numai singur. Poate voi fi singur, dar eu mâine seară voi merge în stradă. Eu transmit de acolo în stradă. Asta va fi mica mea datorie pe care mi-o fac. Incredibil ce fac ăștia tată. Incredibil. Fii atent. Și pe ce bază este acuzată? Zice că vei și uite aici declarația. Au fost prezentate poze cu mine falsificate, înregistrări cu mine falsificate, s-a făcut o expertiză tehnică prin care s-a văzut faptul că respectiva înregistrare era falsificată, am văzut și poze trucate, și filme trucate, și înregistrări trucate. Iar pe baza acestor trucaje, Căveș este inculpată, pusă sub control judiciar și fără dreptul de a părăsi țara în momentul în care. Eu sper asta să le fie învățătură de minte tovarășilor din Uniunea Europeană. Băieți, dacă și acum contează mai mult calculul politic și procurorul francez, care ca maxim act de corupție uh, uh, investigat a fost corupția unui consilier județean, cum ar veni la noi, departamental în Franța, dacă francezul va lua funcția de procuror șef european și nu fata asta care s a bătut cu toți monștrii pe care rărunchii comuniști ai României i-o scos acum în față, atunci dați-mi voie să mă îndoiesc de Uniunea Europeană și să spun, domnule, nu pot să spun că sunt eurosceptic, dar mai meres dracului cu bruxelles vostru. Pentru că, până la urmă, dacă nici asta nu înțelegeți voi, ăia spălați din Bruxelles, când vedeți că aici ai un om care a făcut o grămadă mai mult, incomparabil lucruri mai multe în lupta anticorupție decât oricare procuror european, și tu îl alegi, Comisia Europeană și Parlamentul European și Consiliul European și cine vrei tu din Bruxelles, pe celălalt, înseamnă că avem sau va trebui să avem noi, oamenii normali din România, o problemă cu Uniunea Europeană. Dacă voi veți face asta, tovarăși europeni, e bai. Eu cel puțin nici nu mă voi duce să, să, să votez pentru alegerile europarlamentare. Mă voi duce pur și simplu dacă va fi ales francezul și nu și căreia PSD interzice ieșirea din țară, mă voi duce pur și simplu să sap în grădină o budă turcească. Pentru că așa cum ne-ați lăsat pe mâna rușilor, ne lăsați acum pe mâna turcilor. Și atunci să ne mai căcăm în o gradă o mie de ani, așa cum ne-a mai căcat odată o mie de ani. Dacă asta se va întâmpla, pentru că deja se intră în negocieri care sunt peste, sunt peste înțelegerea unui om normal. PSD-ul nu mai este chiar așa de rău, indiferent cât e de spurcat. De ce? Că vin alegeri europarlamentare, ăștia vin cu 12 deputați, noi suntem grupul socialist din Parlamentul European, să iertăm, să-i spălăm, să le scoatem păduchii din cap, să-i prezentăm ca fiind agreabil și frecventabil. Nu! PSD-ul trebuie dat afară din orice construcție democratică europeană, PSD-ul trebuie pur și simplu interzis în România. Iar cei care își bat astăzi joc de justiție, și v-am arătat aseară că sunt denunțuri făcute pe baza, pe numele unui actor mort în perioada interbelică, actorul, prin, actorul preferat al lui Caragiale, băieți, am pus-o, plecăm din țară pentru că ăștia ne mănâncă de vit. Eu nu m-aș mira să mi se pună și mie câte un pachețel cu făinuță albă în buzunar, vine presa, vine nu știu care, ia uite German că i-am găsit făină în buzunar și de acolo ce zici? Zici tu pe Facebook și televiziunile lor, care sunt aproape toate, urlă că ți-o găsi făinuța albă în buzunar. Ar trebui să ne fie frică. Problema fundamentală la românii că e aleg frica și tăcerea. Și la sfârșit rușinea. Că pur și simplu ție e rușine, tată. Mie mi-e foarte rușine astăzi când citesc știrile, mi-e foarte rușine că sunt român. Dacă vrei te poți supăra pe mine, dar pentru mine românitatea nu înseamnă suma știrilor de astăzi. Pentru mine românitatea înseamnă un Eliade, înseamnă o Brâncuș, înseamnă o sinfonie de-a o, o rapsodie română a lui Enescu, înseamnă Cioran, înseamnă Nichita Stănescu, înseamnă o grămadă de tip pe care repetenții cu dinții stricați încă nici nu știu la ce raft se caute în bibliotecă. Incredibil. Este incredibil, tată. Pusă sub control judiciar, să nu poată părăsi țara, extrem de important pentru noi și ca semnal, este ce va, face, ce va face ce, vor face instituțiile europene. Fai de capul. Incredibil. Uite aici. Cine e ministrul de finanțe la noi? Teodorovici. Care nu plătește nici o taxă și niciun impozit în România. Dar este Ministrul de Finanțe al României. Înțelegeți? Dacă cineva mai numește România țară. Nu-i țară, tată. Asta este o conjunctură. Este o conjunctură și Doamne ferește că așa cum ne-au vândut și 918 și 940 și 945 și când ne-au vândut, Occidentul acum să ne vândă din nou. Pentru că țara asta va bubui. Mai multe nu zic. Ne vede mâine. Eu mă duc să transmit din stradă. Cine vrea să vină în stradă, să vină eu la ora 8 voi fi acolo. Eu vreau să fiu acolo, în piața centrală a Clujului, să mă uit la sediu PSD și să vorbesc singur. Poate veniți mai mulți. V-am pupat.